Așa arăta casa Miclescu în urmă cu 44 de ani când s-a filmat Enigma Otiliei. Tavanul încă mai era decorat cu picturi originale. Astăzi conacul din inima capitalei stă să cadă. Casa Miclescu a fost construită la începutul secolului 20 de arhitectul Ion Mincu. Este una dintre cele mai importante bijuterii arhitecturale de pe șoseaua Chiselev. În anul 1993 a fost cumpărată pe mai nimic de antrenorul de fotbal Țichi Dimitriu, care a lăsat-o să se degradeze pentru că vroia să construiască aici un hotel de 8 etaje. Știrile TVR au încercat să salveze această casă încă din 2007, când proprietari erau Țichi Dimitriu și prietenul său Ilarian Pușcoci. Pentru că nu li s-a permis să dărâme casa, cei doi au lăsat-o să se degradeze. Ministerul Culturii a cerut primăriei să exproprieze. I-a dat chiar și în judecată, însă instanța a decis că atitudinea de pasivitate cu privire la degradarea unui bun nu prevede sancțiune. Problema a ajuns acum pe masa lui Vlad Alexandrescu. Acum este într-o semiruină. Ar fi mai interesant pentru el și pentru noi să ne asociem într-un parteneriat și să o introducem într-un program de restaurare pe fonduri europene, care ar putea să meargă până la 5 milioane de euro. O altă variantă ar fi să declanșăm procedura de expropiere. Între timp, Țichi Dimitriu nu mai figurează în acte, a rămas proprietar doar Ilarian Pușcoci. Contactați de TVR, aceștia nu au vrut să vorbească, însă în 2007 declarau. Și a fost din tot timpul casa, întotdeauna. N-a fost lăsat de la noi. Cu domnul Pușcoci că e casa lui, eu am dat-o. Dacă aveți și de la primărie, dați-o pe post, care e problemă? Tot atunci am vorbit și cu soția lui Pușcoci. Proprietarul e domnul Pușcoci și cu domnul Țichi Dimitriu. Da, și? Pur și simplu poate nu am dispus de finanțe. Dar ce? Pentru a se repara. Pictorul George Demetrescu Mirea a început să construiască acest conac în anul 1900. Când a rămas fără bani, l-a vândut avocatului Jean Miclescu, descendent al unei celebre familii boierești moldovenești. El organiza aici baluri elegante și întâlniri săptămânale cu aristocrații vremii, precum Brâncoveanu, Cantacuzino și Sturza. Casa a fost naționalizată în 1948. Colonelul Miclescu, fostul proprietar, a devenit chiriaș. 40 de ani a locuit într-o baie de la subsolul conacului, iar în 1968 a primit acolo vizita lui Charles de Gaulle. Președintele Republicii Franceze îl cunoscuse pe Miclescu pe front în primul război mondial.